Dr. Meat Shop. Produse dedicate sănătății tale. Un produs marca Dr. Bogdan Ivănescu. Bine ați venit la Dr. Meat. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să aduc în fața voastră cele mai interesante, surprinzătoare și utile informații medicale. Astăzi, în seria Nu știai că vitaminele pot face asta? Aflăm ce lucruri surprinzătoare știe să facă mai puțin cunoscuta vitamină B2. Această vitamină este una dintre cenușăresele vitaminelor, deoarece auzim prea puțin despre ea. Puține ambalaje se laudă cu ea pe etichetă și prea puțin dintre noi știu la ce e utilă. Așa că haideți să o descoperim. Ce surse naturale de vitamina B2 avem? Ouăle și laptele, vegetalele verzi și cerealele, produsele animaliere precum ficatul și rinichii, sau toate acestea reprezintă surse naturale pentru B2? Este important să rețineți că în majoritatea lor, vitaminele se regăsesc în multiple țesuturi atât vegetale cât și animale, exact pentru a fi la îndemâna organismelor ce au nevoie de ele. Așadar, răspunsul corect este al patrulea. Pe de altă parte, omenirea, în cursul evoluției ei, a ajuns să proceseze aceste surse de vitamine. Aceasta poartă cu sine atât avantaje cât și dezavantaje. Vă pot spune că nu avem niciun avantaj, ci doar dezavantaje legate de vitamina B2. Și ca să vă dau o idee, haideți să vedem cât din B2 pierdem prin morăritul cerealelor. 1% din conținut, 5%, 60% sau nu se mai păstrează nimic din vitamina B2 în structura cerealelor trecute prin procesul de panificație. Este imposibil să distrugem chiar tot, însă o pierdere de 60% din conținutul de vitamina B2 este uriașă. De aceea, repet, o dietă echilibrată este vitală. Și ca să înțelegem de ce e vitală, acum e momentul să aflăm ce se întâmplă atunci când avem un deficit de B2 în organism. Stomatită, anemie și defecte congenitale ale inimii, pierderea memoriei și a mețelii, apare fragilitatea osoasă sau toate acestea sunt de acuzat într-o atare condiție medicală? Răspunsul corect este primul. Dacă deficitul de vitamina B2 a apărut în sarcină, atunci nou născutul poate avea malformații cardiace și membre deformate. Anemia și stomatita, adică limba înroșită și dureroasă, ce se însoțește de crăparea mucoasei și a pielii de la colțurile gurii, sunt simptomele cele mai blânde în această afecțiune. Și ca să atrag un pic din simpatia voastră de partea unei mase de oameni din ce în ce mai prezentă pe canalele noastre de știri, vă spun că jumătate din refugiații despre care auziți la televizor suferă de deficit de B2. Asta înseamnă că, pe lângă aceste simptome, organismul lor, ca și al vostru, dacă ați avea o alimentație defectuoasă, nu își poate îndeplini funcțiile de bază legate de vitamina B2. Care ar fi acestea? Respirația celulară, repararea corneei, rezolvarea icterului noului născut sau toate acestea sunt funcții și utilizări de bază ale vitaminei B2? De această dată, răspunsul corect este toate. Este suficient să vă spun că B2 este important în respirația celulară ca să înțelegeți de ce face parte din categoria vitaminelor. Iar ceea ce iarăși s-ar putea să nu știți este faptul că B2 este utilizată în tratarea afecțiunilor oculare și a icterului ce apare la o parte dintre bebeluși în primele zile de viață. Și pe lângă acestea, ceea ce ar putea fi cel mai neașteptat și mai interesant legat de vitamina B2 este faptul că pare a fi soluția practică și sigură pentru cei ce suferă de migrene. Administrarea orală sau intramusculară a acestei vitamine este foarte sigură chiar și în cazul gravidelor, atâta vreme cât B2 nu se acumulează în organism, excesul fiind eliminat prin urină. Curios ar fi mai multe despre cele 13 vitamine esențiale vieții? Atunci accesează doctorul.ro sau vizitează pagina Facebook a emisiunii. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Meat. Dr. Meat Shop. Produse dedicate sănătății tale. Un produs marca Dr. Bogdan Ivănescu.